Salutare tuturor, sufletelor gemene, la care gemene minunate care ne se alătură astăzi în această cedere energetică despre Divinul Feminin. Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube unde aportăm extrem de multe subiecte legate de călătoria sufletelor gemene. Eu sunt Laurențiu, Master Certified Ascension Coach, afiliat cu Twin Flame Universe. Așa că, să mergem direct în cedire. Se pare că Divinul Feminin acum are nevoie să se relaxeze. Începem cu relaxare. Dacă v-ați uitat la citirea de ieri cu Divinul Masculin, simt că de acolo vine această relaxare în care, dacă vă uitați, o să înțelegeți mai bine, nu o să vă dau spoiler la ce s-a întâmplat acolo. Așa că, acum că Divinul Feminin are doar nevoie să elibereze de ceea care a fost prinsă în ea și să să relaxeze ca să lasă la suprafață, să se detoxifieze și să primească iubire. Să se lase să primească. Și să aibă încredere în parteneriatul ei cu Divinul Masculin. Chiar dacă Divinul vostru masculin nu vorbește cu voi, nu este pe lângă voi sau chiar vă plăcat, nu înseamnă că nu este un parteneriat în acest moment. Este. Trebuie doar să aveți încredere că acest parteneriat se întâmplă, chiar dacă voi poate nu știți ce se întâmplă cu ei, sau poate știți ce se întâmplă cu ei, dar uitați-vă ca și cum aveți acest parteneriat cu Divinitatea și Divinitatea prin ei are acest parteneriat. Așa că voi tot timpul aveți acest parteneriat care se întâmplă și vă ajutați unul pe altul, vă ajutați unul pe celălalt ca să mergeți mai... Așa că Divinul Masculin zice deci doar ai încredere în mine și cum mă doare relaxați, primește și bucură-te de viața ta. Lasă-te să te bucuri și tu de ce ți întâmplă viața ta, de cum te simți și da, ce experimentezi. Și acest lucru, desigur, va veni cu un suport uh, spiritual din partea Îngerilor Divinității și a Sufletului german. Pe care poate nu te așteptai să o primești, dar o să se simtă acest suport. Pentru un de voi poate o să fie și ceva suport uh, financiar pe care îl veți vedea, dar mare majoritate va fi spiritual, emoțional acest suport pe care îl veți simți. Și va fi nevoie doar să fiți în această energie de a fi recunoscători pentru ce se întâmplă să fiți recunoscători pentru iubirea pe care o primiți, să fiți recunoscători pentru cum vă simțiți și pacea pe care o aveți în limba voastră. Fiți recunoscători sufletului geamăn, divinului masculin, că el lucrează și el prin partea lui. Tu lucrezi prin partea ta, el lucrează prin partea lui. Așa că, Acum va fi nevoie pentru voi doar să continuați să faceți decizii, sănătoase pentru voi, decizii de iubire și simte aici și să vă mișcați, să lăsați toată această energie să iasă mai ușor, dar în prim plan doar relaxați-vă, primiți și simțiți această iubire pe care o primiți ca să puteți să oferiți mai departe această iubire. Ce să va fi procesul, nu va fi greu, doar aveți încredere. Și în momentul în care nu știți, aveți tot timpul a posibilitatea să apelați la Divinitate și, desigur, puteți să descrieți și nouă ca să puteți să vă ajutăm dacă ceva nu înțelegeți sau cum să mergeți pe adânc. Perfect! Așa că, aceasta a fost citirea de astăzi. Vă mulțumesc pentru că v-ați lătrat mie în acest videoclip. Dacă v-a această citire, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru mai mult conținut de acest fel. Până data viitoare, multe binecuvântări! uniune, voastre, armonioase!